În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preasfințiile voastre, preacuvioși, preacucernici, părinți, iubiți credincioși și credincioase, astăzi biserica noastră prăznuiește duminica întâi din postul mare. Această duminică este numită și Duminica Ortodoxiei sau Duminica Dreptei Credințe. În esență, Evanghelia de astăzi ne arată un adevăr principal, și anume credința adevărată este mărturisirea Dumnezeirii lui Iisus Hristos, și cine mărturisește credința adevărată vede cerurile deschise, vede împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan, deci, este Evanghelia în care Mântuitorul Iisus Hristos găsește pe Filip din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru, iar Filip găsește pe Natanael. Și când Filip îi spune lui Natanael că am aflat pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret, Natanael a spus: din Nazaret poate fi ceva bun? Și Filip i-a zis: vino și vezi, vino și vezi. Deci vederea este o modalitate de a ne convinge mai ușor privind adevărul unei realități. Iisus a văzut pe Natanael venind către el și a zis despre el: iată, cu adevărat izraelit în care nu este vicleșug. Cu alte cuvinte, a privit pe om și a vorbit Iisus despre sufletul acestui om, dovedind astfel că Iisus este un cunoscător de suflete, cel care cunoaște sufletul oamenilor pe care nu i-a întâlnit niciodată și care cunoaște toată viața lor. Deci această cunoaștere a vieții cuiva pe care nu l-a mai întâlnit niciodată arată o cunoaștere duhovnicească, o cunoaștere spirituală. Și când a zis: iată, un izraelitan în care nu este vicleșug, adică iată un om sincer, Iisus, de fapt, a văzut sufletul curat, sincer, al lui Natanael. De aceea Natanael spune: de unde mă cunoști? Și Iisus i-a răspuns: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Adică l-a văzut la distanță foarte mare, când era în alt loc. Atunci Natanael și-a dat seama că Iisus este un om al lui Dumnezeu sau este chiar Fiul lui Dumnezeu. De aceea, îndată, a și mărturisit, zicând: Rabi, adică Învățătorule, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel. Prin aceasta vedem că, deși a văzut un om în trup, Natanael mărturisește că este Fiul lui Dumnezeu. Acest om este Împăratul lui Israel, adică este trimisul lui Dumnezeu în lume ca să mântuiască pe poporul lui Israel. În momentul acela însă, Iisus îl conduce în cunoaștere pe Natanael și mai sus, arătând că el nu este simplu împăratul sau regele lui Israel, el este Împăratul îngerilor. Este Împăratul cerurilor. El nu este o figură politică pământească, ci este Împăratul veșnic pe care îngerii din ceruri îl înconjoară. De aceea a zis: mai mare decât acestea vei vedea, și a grăit: adevărat, adevărat, zic vouă, că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Cu alte cuvinte, aici Mântuitorul Iisus Hristos arată că îngerii slujesc Lui, îngerii care urcă și coboară peste Fiul omului, sunt îngerii care știu că Iisus este capul bisericii și ei duc de la credincioșii din biserică rugăciunile spre tronul Preasfintei Treimi, spre tronul lui Hristos din ceruri, și aduc de acolo binecuvântarea lui Dumnezeu pentru oamenii rugători. Deci aici Mântuitorul, când deschide ochii celor care cred, aceștia văd împărăția cerurilor, ceea ce înseamnă
că de fapt credința este o altă vedere decât vederea trupească. Este o vedere dincolo de vederea materială. Este o vedere duhovnicească a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în istorie. De aceea, Evanghelia de astăzi este rânduită de biserică spre a fi citită la Duminica Ortodoxiei, deoarece în Duminica Ortodoxiei se face și prăzduirea adevărului ortodox privind Sfintele Icoane, și anume Hristos este numit în Noul Testament Cuvântul lui Dumnezeu, dar și chipul sau icoana lui Dumnezeu. Și deci adevărul esențial este acesta al credinței, că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel veșnic, cel nevăzut și nelimitat, din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor, s-a făcut om, văzut, limitat. El, cel veșnic, s-a făcut om muritor, ca oamenilor să le dăruiască harul îndumnezeirii și viața veșnică. Și deci, cine l-a văzut pe Iisus din Nazaret, a văzut pe Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu. De aceea, icoana ortodoxă îl zugrăvește pe Hristos nu doar arătând chipul lui omenesc, pictând trupul său, ci scriind deasupra capului literele O-ON, care înseamnă în limba greacă cel ce este veșnic. Și de asemenea este pictat în jurul capului un nimb, aureolă de lumină. Trupul a fost văzut de către Natanael și de către apostoli. Dar Hristos mai târziu a arătat nu numai trupul său obișnuit, ci și trupul său plin de slavă, la schimbarea la față, pe muntele Taborului. De aceea, în jurul capului Iisus este aureola și în jurul capului sfinților. Ce este aureola aceasta? Este lumina veșnică, necreată și netrecătoare a lui Dumnezeu, împărtășită umanității. Deci noi vedem chipul lui Hristos și slava veșnică a lui Hristos simbolizată prin nimb sau prin aureolă de în jurul capului. De asemenea, la sfinți vedem chipul lor din istorie, dar transfigurat, adică văzut în împărăția cerurilor și înconjurat de slava harului lui Dumnezeu. Aceasta este mărturisirea ortodoxă sau mărturisirea dreptei credințe. A văzut un om și a mărturisit pe Dumnezeu. A văzut pe Iisus din Nazaret, Natanael, în Evanghelia de astăzi și a spus, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, Sfântul Apostol Petru, când a fost apostol întrebat, cine zic oamenii că sunt eu, s-a dat răspunsul definitiv de către Sfântul Apostol Petru, zicând, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și atunci Mântuitorul spune lui Petru, Tu ești Petru și pe această piatră a mărturisirii credinței adevărate voi zidi biserica mea și îți voi da cheile împărăției cerurilor. Vedem că Petru vede un om și mărturisește pe Dumnezeu cel nevăzut, cel veșnic, Hristosul, unsul lui Dumnezeu. Deci aceasta este adevărata mărturisire, mărturisirea dumnezeirii lui Iisus Hristos. Și Petru primește ca răsplata credinței lui și a mărturisirii credinței adevărate cheile împărăției cerurilor, adică lucrarea pocăinței și a iertării păcatelor. Deci acestea sunt cheile împărăției cerurilor. Pocăința și primirea iertării păcatelor ca urmare a pocăinței. Deci atât Natanael cât și Sfântul Apostol Petru au în fața lor pe Iisus din Nazaret, pe care ei îl mărturisesc că este Fiul lui Dumnezeu, cel veșnic, care s-a făcut om din iubire pentru oameni. Credința ortodoxă, exprimată prin icoane, este o mărturisire completă, și anume, nu numai prin cuvânt, ci și prin imagine. Pentru că Iisus Hristos este chipul sau icoana veșnică a lui Dumnezeu Tatăl și s-a făcut cunoscut oamenilor, mai ales după ce a luat chip de om.
Și deci fața umană, ca oamenii să nu-și mai întoarcă fața de la Dumnezeu, ci să fie pururea în dialog de rugăciune, de iubire sfântă și smerită în relația lor cu Dumnezeu. Deci, în Duminica Ortodoxiei, noi mergem cu icoanele în procesiune, mărturisind biruința adevărului că icoana confirmă întruparea Domnului, că Dumnezeu cel nevăzut s-a făcut văzut, că Dumnezeu cel nelimitat s-a făcut limitat și că Dumnezeu s-a făcut nemuritor pentru ca prin înviere să ne dăruiască nouă viață veșnică. El a luat trup pentru a ne dărui nouă pe Duhul Sfânt. El s-a făcut om, ne spun Sfinții Părinții ai Bisericii, pentru ca omul să se îndumnezeiască prin har. Deci aceasta este mărturisirea dreptei credințe. Icoanele în Ortodoxie însă ne arată și o vedere a împărăției cerurilor. Noi vedem aici iconostasul, catafeteasma, care vine spre noi oarecum, prin sfinții pictați. Mântuitorul începe predicarea Evangheliei zicând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Icoanele de pe catafeteasma unei biserici ortodoxe înseamnă venirea împărăției cerurilor spre noi, pentru ca noi să intrăm în împărăția iubirii Preasfintei Treimi. De aceea, icoana ortodoxă este, în primul rând, o mărturisire a adevărului întrupării în omenirii Fiului lui Dumnezeu cel veșnic, Iisus Hristos. În al doilea rând, icoana ortodoxă este o chemare la rugăciune și, de asemenea, cheamă la viețuire sfântă. De aceea, noi nu avem numai icoanele sfinților în biserică, ci avem și cărțile numite viețile sfinților, prin care ni se prezinte viața, toate nevoințele și faptele credinței sfinților. Și, desigur, icoanele ne prezintă și faptul că sfinții sunt prietenii noștri și rugători pentru noi. Deci icoana exprimă adevărul credinței, confirmarea adevărului întrupării lui Hristos, sunt chemare la rugăciune sau comuniune cu Dumnezeu și cu sfinții săi. Icoanele sunt și chemare la viețuire sfântă și, în al patrulea rând, ele sunt încurajare pentru noi, deoarece sfinții din icoane se roagă pentru noi și împreună cu noi. Când cineva este singur, dar intră în biserică și se roagă, simte că nu se roagă singur, ci împreună cu sfinții din biserică. Și de aceea icoanele în Ortodoxie prezintă o vedere a slavei împărăției cerurilor, o vedere profetică a viitorului ultim al omenirii, și anume slava, frumusețea și bucuria împărăției Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. De aceea procesiunea cu Sfintele Icoane arată deodată adevărul Ortodoxiei și frumusețea Ortodoxiei. Frumusețea icoanelor ortodoxe, ca și a veșmintelor și obiectelor de cult, această frumusețe trimite la una și mai înaltă, o frumusețe netrecătoare, și anume slava împărăției cerurilor, pe care au pregustat-o pentru câteva momente Sfinții Apostoli Petru, Iacob și Ioan pe muntele Tabor, la schimbarea la față a Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, în încheiere, noi astăzi ne aducem aminte de faptul că în 11 martie 843, la Constantinopol, a fost declarată prima duminică din postul Sfintelor Paști ca fiind Duminica Ortodoxiei sau a dreptei credințe. Slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire. Amin.